Putem începe lucrările, da? Bună ziua, bine ați venit! Prin dispoziția primarului Comunei Parincea numărul 218 din 25 octombrie anul curent, ați fost convocați în ședință ordinară în luna octombrie. Ședințele de comisie au avut loc ieri, după cum știți. Vă consult asupra procesului verbal al ședinței anterioare. A fost la dispoziția noastră, dacă sunteți de acord. Dacă nu, îl mai studiem și urmează să fie aprobat. Sunteți de acord? Ați reușit să... Da. Da. Constat că este întrunit vorbul necesar pentru desfășurarea lucrărilor ședinței de astăzi, în sensul că sunt prezenți 11 din cei 13 consilieri care întrunesc Consiliul Local. Vă mai fac cunoscut că la punctul 4 al ordinii de zi avem proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare în vederea vânzării unui imobil, apartament. Și acolo să trebuiască să avem majoritate calificată, adică 9 voturi pentru, ca să treacă proiectul de hotărâre. Restul cu majoritate simplă, deci 7 voturi. Atât, mulțumesc. Bună ziua și bine ați venit și eu. Am să preface ședința deschisă și dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Începem cu ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, funcțiilor publice, organigramei și statul de funcții pentru aparatul specialitate a primarului Comunei Parincea și serviciile publice aflate sub ordinea Consiliului Local Parincea. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de exercițiu bugetar pe trimestrul 3-2019 al Comunei Parincea. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Parincea pe anul 2019. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și a metodologiei privind vânzarea prin negociere a unui imobil apartament în domeniul privat al Comunei Parincea, județul Bacău, apartament numărul 1, situat în blocul 6, scara, etajul 1, din satul Parincea, Comuna Parincea. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor terenuri în folosință gratuită pentru construirea de locuințe în baza legii numărul 15/2003 cu modificările și completările ulterioare. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenție de urgență în cazuri de violență domestică. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Comunei Parincea în Consiliul Director al ADI Ungureni Bucoci, județul Bacău. Punctul 8, diverse. Propun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Trecem la punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, funcții publice, organigrame și statut de funcție a aparatului de specialitate al primarului Comunei Parincea și serviciul public aflat sub ordinea Consiliului Local Parincea. Dăm cuvântul doamnei secretare să prezinte punctul numărul 1. Da, așa cum ați avut la dispoziție materialele în ședința pe comisii de ieri, acest proiect de hotărâre a fost inițiat în scopul intrării în legalitate și în conformitate conform prevederilor articolului 610 și 611 din Codul Administrativ, aprobat în ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, în sensul că structura organizatorică a Unității Administrative Teritoriale a Comunei Parincea rămâne aceeași în mare parte, cu specificarea că secretarul de comună, funcție publică generală care era până acum, va fi o funcție publică specifică și se transformă în denumirea de secretar general al Unității Administrative Teritoriale. La articolul 610 din același act normativ, avem propunerea de intrare în legalitate în sensul că persoana din cadrul aparatului de specialitate care îndeplinește atribuțiile de achiziții publice trebuie să fie numit sau să creăm un post de consilier, funcție denumită în mod expres, consilier de achiziții publice.
Din analiza aparatului de specialitate și din discuțiile cu domnul primar, inițiatorul acestui proiect de hotărâre, am propus, spre a aproba către dumneavoastră, desființarea unui post vacant care figura în acest compartiment urbanism, avizia, achiziții publice, autorizații, protecție civilă și înființarea acolo unui post specific, consilier achiziții publice, vacant, cu gradul de debutant, urmând procedura de ocupare prin concurs, conform legislației, tot din codul administrativ, specifică funcțiilor publice. Deci astea sunt propunerile noi față de ceea ce era până acum. Da, vă invit la discuție, dacă sunt. Discuție. Nu sunt? Discuții la punctul? Trecem la atunci? Lăsați-vă. Comisia numărul 1. Avizele, dacă sunt. Aviz favorabil. Comisia numărul 2, aviz favorabil. Comisia numărul 3, aviz favorabil. Mulțumesc. Cine este pentru? Mulțumesc, nu știu abține. Trecem la punctul 2. Proiectul hotărâre privind aprobarea contului de exercițiu bugetar pe trimestrul 3-2019 al Comunei Parincea. Dăm cuvântul domnului comitat de dreptul Vasile. Da, după cum știți, la fiecare trimestru trebuie aprobat contul în încheierea exercițiului bugetar. La 3 de septembrie, avem realizat la venituri suma totală de 4.283.663,49 lei, prevederi bugetare 10.726.440. Realizatul în raport cu prevederile bugetare sunt un procent de 39.94%. Procentul acesta datorează faptului că sumele cele mai mari la prevederi bugetare sunt la capitolul finanțarea programului național de dezvoltare locală, în PNL, avem obiectivele suplimentare cu apă, canalizare și cu odul de la Vlamic, de la Calicea, care încă nu au început și nu s-au primit în final sume pentru acest proiect. Din cauza asta, procentul acesta are rezultat, este așa de mic, pe modul de municipal. La fel și la cheltuieli. Modificarea a fost de 12.107.850 și realizată 3.635.503,71. Rezultând un procent de 30,3% cheltuieli efectuate, din total. La fel, cheltuielile astea ajung la procentul acesta din cauza că nu s-a făcut pentru obiectivele acestea prin PNDL. În rest, veniturile proprii sunt realizate în proporție de 70-80%, în funcție de fiecare capitol în parte. Materialele prețului la studiu, da? Vei fi la discuții dacă e cazul la anumite indicații. La cultură, la fel, 180.000 și cheltuit 70. Este pentru sustenerea podiului la biserici. Ăștia 70.000? Da, așa și au, da, utilizat, mai rămâne diferit. Și toți ăștia 70 s-au dus la doar la biserici? Aveți idei? Da, da. Da? Și la protecția mediului, am văzut, aveți 3.769.960 și am văzut 16.000 cheltuite. Ăștia, de ce i-ați cheltuit la protecția mediului? 16.660, o consultanță pentru achiziții publice, pentru proiectul canalizare. Și la ordinea publică, ați avut 39 de mese cheltuite, 34, ăștia pe ce s-au văzut? La care la capitolul 61, la care vă trebuie asta anume. Mai spuneți la tuturor? La funcționarea protecția mediului, abia s-a fost suspendat. Ordine publică. Imediat de atunci. 398.000, cred că aveați. 398.000, stasă. Mulțumesc. Poate vă referiți la capitolul 7 de legea de servicii și de dezvoltare publică. La bunuri și servicii avem 130.000 bani scarți, 118.000 public. La cheltuieli de capital, 70.258, planificat 267.000, 262.000 realizate pentru garaj. Cheltuieli de capital, la 1.900 folosit, din 232.000, din 2.239,
alimentarea cu apă, tot așa, cu apă, pentru dar la garaj, practic, la garaj au fost plătiți toți banii la garaj, adică da, și au venit și banii la Consiliu, partea, am înțeles că o parte a venit de la buget și o parte venea de la Consiliu. La Consiliu de țeară. Nu. Nu. Deci mi-au dat banii în toamnă, cu un an de subsidii. Dar nu dacă cu tipul exact pe... La întâlnirea de obiectiv este de două lucruri sumă pentru investiții. La anumite capitole. Și de banii ăia să... Ăia să... I-am trecut, i-am trecut noi la garaj. Mai vrea cineva să mă întreb ceva, domnul contabil? Nu. Atunci mulțumesc. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Mulțumesc. Să pun la vot. Cine este pentru? Nicio abținere. Mulțumesc. Trecem la următorul punct. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Parincea pe anul 2019. Dăm cuvântul domnului contabil. Da, la rectificarea aceasta avem la primul punct pentru asigurarea cumilor pentru fata majoră de încălzire pentru persoanele care nu sunt beneficiari de ajutor social, cum a tocat de cele 8 luni. 68 luni? Da. Alt punct. Avem rectificare pentru asigurarea autorităților la grupurile sanitare la școli. La care școli? Școli din comunele care trebuie să făcute grupuri sanitare. Așa, la școli continuare, la Vlad din Lucrezi. La școala Vlăreni și la grădinița Vladnic și școala Vladnic. Cum? Vladnicul nu, domnule, acum nu, deci trebuie, stați un pic, deci trebuie făcut la școala, la grădinița Puduroș. Da, 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 se numește. Deci s-au prins, deci domnul contabil a prins bani după oferta făcută de respectivul care a venit că face puțul, da? Deci noi n-am făcut contract cu el, n-avem nimic, numai în baza ofertei. Deci la Vlandic a prins domnul contabil și de la noi bani, dar acolo avem bani care vin de la Ministerul Învățământului. Deci la Vlandic 1 facem cu banii de la Minister. Dar în celelalte, la Văleni și la Barna, trebuie să facem din deci, Puduroș, Văleni și Barna. Da, aici astea trei puțuri și mai avem prins pentru Mileș de Sus, unde n-am reușit să facem fântână pentru cota de piatră. Păi, dar s-o cheltuie și acolo câțiva zi. Nu s-o cheltuie niciun ban acolo. Au venit jos, nu? Mileștiul unde cu piatra, nu? Ba, la Mileștiul jos, da. Mileștiul jos, e sus acolo. Deci nu s-a cheltuit niciun leu. A venit, nu și-a făcut treaba, nu s-a la îndeplinire, nu le-am plătit. Da, nu pot să încep să... Da. Dacă îl face el 10 metri de săpătură, dacă nu dă apă, la ce ți-i plătesc? Deci nu s-a plătit niciun leu, nimic. Acum am spus ca să furăm, ați văzut? El trebuie să foreze, nu este. Nu este fântână? Unde? La Barna, la Șoarcu. Nu este. Este fântână, dar în drum. În drum? Păi, nu poți să... Da. Deci, oferta este, ați văzut, avem la 50 de metri, la Barna. Nu ajunge la 50 de metri. Dar noi trebuie să prindem bani, că nu poți să încheie un contract dacă nu am bani plinși în buget. Nu o să cheltui toți banii ăștia. Că avem Vălemiu, unde nu ajunge la 50 de metri, avem Barna, avem Podrojul, tot nu ajunge. Problema cea mare, tocmai sus, la Milești de sus, acolo costă 36 de mii. Domnul primar. Din puțurile astea, deci își bagă tubulatura, face parte și pompa de apă, care e pompă submersibilă. Deci eu consider că da, la Vlad, nu am găsit altă ofertă, da. Nu vrea nimeni să facă. Avem, din primăvară, ne chinuim să facem o fântână la Mileș de Sus, nu a reușit. Au venit, au lucrat 3 zile, au dat pe piatră, au abandonat, au plecat. Nici nu au venit să mai zică, dă bani sau nu. Spre exemplu, la Vlad, domnul primar, la Vlad. Da. Sus, unde trebuie, vreți să forați. Nu li costă mai ușor să aducem apa de la vale? Nu ai pompă. Dar la vale, ce sistem are? Este pompă, dar nu e suficientă ca să asigure apa. Nu mai bine asigurăm pompă. Nu. A spus că avem apa la vale, achiziționăm pompă și ducem apa la real. Deci, cu cine am vorbit eu, din specialiștii care au stat de vorbă, au spus că e mai ușor să forezi, să faci apa proprie, decât să vii cu pompă tocmai de acolo. Nu știu câți metri sunt, dar... Păi și nici nu are apă sus. Cum să fie apă în fântână?
Dar câți copii sunt la Diadon? Nu, dar nu-i fătându-i tot, tu toți ai avut tot așa groasă. Dar câți copii sunt la Diadon? Sunt câțiva copii. Trei clase? Un nivel mare acolo și trebuie pompă foarte puternică ca să ridice apă sus. Și acolo, dacă vă rați la 30 de metri, nu vi se pare mai curte mai mare? Și să nu dați de apă? Da, dar acolo, că să ajungeți la nivelul apei. Păi, dar de ce? Domnul asta e cu doar... Trebuie să sutraversăm drumul. Da, și drum de nu-i asfalt. Mai mult chiar, da, dar deci aici... Deci ai văzut că e atunci mai de 50 de metri, dă de apă, nu că nu dă. Eu știu că nu e mai mult cost. Deci, prin părerea mea, o pompă submersibilă se încadrează, nu știu, la câteva... peste 1000 de lei, 2000 de lei, mai mult nu costă, și o țeavă care costă 1 lei o metru. Am 100 de metri sau 200 de metri, cât poate să fie, 200 de metri țeavă costă 200 de lei. Nu știu, se pare vouă să furați un puț și tot să luați pompă. Și te întâlnă puțul ăla. Normal. Prețul care este în ofertă include atât bazinul, atât pompa, deci toate lucrările. Ca să curgă apa în la vivet. Aveți bani, avem bani? Fără mă am mers la idei. Mai sunt discuții pe tema asta? Nu. Și cu care mai sunt? Doamna Bun? Da? Comisia numărul 1. Favorabil. 2. 3. Favorabil. Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc și alții anetate, totul să vătează. Următorul punct, domnul primar. Trecem la punctul 4, proiect de hotărâri, prin aprobarea raportului de evaluare și a metodologiei privind vânzarea prin învăcierea unui imobil aparținând domeniului privat al Comunei Parincea, județul Bacău, apartament numărul 1, situat în blocul 6, scara C, la bloc 6, scara A, etajul 1, din satul Parincea, Comuna Parincea. Aici știu de domnul contabil. Da. Știu, sigur. Apartamentul ăsta este încheiat de locatorul el, care a solicitat cumpărarea apartamentului. Când am luat raport de evaluare de expertul Ardănaș, o camera a fost s-a primit o valoare de vânzare minimă de la, pe care, de la care se pleacă pentru vânzare de 10.650 lei. 10.000 de euro? 10.500 de euro acolo, nu? Da, aproximativ. Da. Că documente și metodologia de vânzare și... Deci, ăsta-i preț? De acum merge la licitații? Da. Deci trebuie să mai înscrie cineva? Următoarea etapă este... Trebuie să mai dea un pas. Da. Da? Da. Asta-i. Avem discuții la apartamentul aici? Nu, comisia numărul 1. Aviz favorabil. 2. Aviz favorabil. 3. Aviz favorabil. Cine este pentru? Mulțumesc, nicio acțiune, următorul. Trecem la punctul numărul 5, proiect de hotărâri privind atribuirea unor terenuri în folosință gratuită pentru construirea de locuințe în baza legii numărul 15 din 2003, cu modificările și completările ulterioare. Aici știți că aveți dosarul cu persoanele, ați văzut persoanele care solicită. Dacă sunteți de acord, ca să le dăm terenul pentru să-și construiască case. Aveți întrebări? Să facă locuințe. Nu. Comisia 1. Aviz favorabil. 2. Aviz favorabil. 3. Aviz favorabil. Cine este pentru? Mulțumesc, nicio acțiune. Deci, în următorul lucru. Deci, punctul numărul 6, proiect de hotărâre privind construirea echipei mobile pentru intervenție de urgență în cazul de violență domestică. Da, era invitată doamna consilier Golea și cred că apare, da? Așa, să vă prezint un pic necesitatea construirii. Dă cuvântul doamnei Golea să prezint un pic. Necesitatea construirii acestei echipe mobile. Conform ordinului Ministerului Justiției Sociale, la toate instituțiile de la Ministerul numește o echipă mobilă pentru violența domestică. Echipa mobilă trebuie să acționeze 90 de minute de la sesizarea cazului, în urma apelului poliției. Poliția preia prin 112 cazul și
Împreună, echipa mobilă este formată de un polițist local care opinii servicii, că m-a pus să numărăm unul pe mine, că ei fac prin rotație de servicii în localitățile vecine, un șofer care se asigură transportul a victimei și a la un centru de primire de apelat la județul Bacău, încă nu s-au înființat centre de primire în regim de urgență pentru victimele domestice, o să înființeze, acum sunt în parteneriat cu un ONG să înființeze un centru pentru primire și sunt o niște ofișă de riscuri să se mai consiliază familia și a îndruma pentru a deschide acțiuni în instanță de ordine de protecție, pentru certificat medico-legal la IML și a deschide acțiuni în instanță. Acțiunea în instanță este termen de 5 zile, de la La poliție lucrează în turi, da? Lucrează timpul 1, 2, 3. Da, cel care care disemnesc în postura la 1, 2, prima dată seziază poliția. Poliția apelează la membrii comisiei, da, care-i doamna Gorea și avem și șoferul unității care face transportul. Da, și un asistent medical dacă este nevoie. Da, asigură-i primul ajutor. Da. Deci, oricum, comisia asta nu a fost formată așa, dar oricum a fost activă până la momentul de față. Da, noi am avut foarte multe intervenții pe, da, pe linia asta. Mulțumesc. Numai că acum trebuie legal și transmis, trebuia până pe data 25 ca toate primăriile să transmită hotărârea consiliului local cu componența echipei. Da, exact. Aveți discuții la... Spuneți, domnul Bine. De mult s-a așteptat să ia măsură implementată. Dar nu e finalizat. E vorba să nu înființeze acele centre, da, cu acolo ONG-urilor. Pentru că sunt victime colaterale în cazul violenței domestice. Cine este echipă? Copiii. Întrebarea mea este următoare. Nu se bată acasă, se îmbată. Duce poliție, se duce medic, duce aia. Iau măsuri. Cola violent, cola lovit, dar copiii și face. Unii duci. Până atunci, ce face? Eu propun următorul lucru, domnul. M-am mai făcut și anul trecut sau cu 2 ani. Am amenajat o cameră de reprezentare pentru situații de urgență privind alcooliști, degerații, cazuri sunt pormonesc în zăpadă, 2-3, îi dai un ceai, îi dai și faci ceva. Propun ca să pregătiți noi o carte. Prin mare în buget pentru la anul. Vreți să vă spunem unde e locația? Da, o știu și eu. A, o știți? Da, mă înțeleg. Da, o știți, domnul primar. O știți, domnul primar. Nu era deja pregătită pentru... Eu propun, da, nu, puteți să acolo o familie și nu mai este de acolo, a rămas acolo. Da, da, dar acolo mai sunt. Da, avem. Există o cameră care se poate da, deja. Deci nu, acolo doar avem o altă locație mai vânzare, nu știți, domnul Bine. Care e da? La târgă, la Valiu, unde a fost târgă? Sunt camerele mai trebuie amenajate. Nu, e frică, iar mai ce faci. Unde ai? Un sobă, domnule, fac sobă, cum e frică? Material. Dar ce aici avem sobii? Material. Nu, este sobă. Și cine avem sobii la dărâna la aici? Pentru agricol. Camera. A, mai este una acolo. Sigur, bună, sobă, poți. Mai sunt două camere acolo care sunt liberi. Sunt poate amenajat, discutam, despre ei, poate vă trebuie să Fim, dar vedeți că acolo au aceeași intrare și se întâlnește copiii și acolo sunt o familie cu doi copii
care se duce unul, care spune la... Deci, haideți ca să vă spun eu unde ar fi cel mai bine și cel mai bine. Ați văzut că Consiliul Județean ne trimesc ca să preluăm districtul. Da. Ei, acolo la district putem să... Amenajăm. Da. Dar tot așa, dacă l-ai băgat acolo, domnul Grigri, trebuie să deții aspectul că nu mai iese. Când, când a venit vremea bună, la revedere. 24 de ore, 48 de ore, până când organele abilitate își fac datoria. Da, adică, familia, ăla care la familie se stăpânzim. Ălea la poliție și deci acolo, acolo când, când te luăm... O duce la zbitar și nu știu ce, un copil, doi, nu poți să... Da, când o să pe luăm district, o să faci mai mult. Lasă-mă refer. Deci o chestie temporară, 24 de ore, ce faci copiii? Dar v-ați referit și la care... Nu se zic, care n-au adăpost. Asta v-ați referit. Ai un ZPZ. Asta v-ați referit, la ăsta care n-au casă. Dar ZPZ ne-au nu ține 3 zile. Sunt 24 de ore. Dom'le, unii bace, bace. Domnul BB, domnul Vaslac se referă la alt, la altceva. La alt gen. Eu nu mă refer la altceva. Așa am spus. Temporar. Temporar. Păi temporar, domnul BB. Dacă l-ai băgat înăuntru și o dat de căldură și o dat că are toate condițiile acolo, nu mai scoți afară. Pe el care nu faci timpul ăla. Dacă faci familia întreagă. De numărul de oameni sociale, nu cazuri sociale. Numai cele atât de victime colaterale ale... Lasă-mă. Da. Temporar. Deci acolo la district e o poziție foarte bună. Da. 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 Să vezi, era deșteptat să se asemenea măsuri, pentru că sunt foarte multe victime și abuzuri. Și nu numai la droguri. Deci, întâi, măsură preventivă, comisiața cred că are și rol, cred că am citit acolo, și rol preventiv, deci informare, documentare, cazuri, umblare, sunt 7, 8, 10, în Valencia, 2 cazuri, acolo, deci o observați, lasă-mă repede. Deci preventiv și luat măsura când este copil. Da, da, sunt, știți, așa, multe familii, sunt familii care aveam probleme, da? Aici? Nu, și nu știu. Dar acum, vorbim pe mine. Nu știți, nu știți cum s-o proceda... Știți cum s-o proceda la noi? Unde au fost probleme, poliția a luat pe cel care produce scandalul, l-a dus la psihiatrie și a rămas familia în casă. Da? Așa se procedează cel mai bine. Nu, adică rămâne cel care face scandalul, rămâne în casă și familia în drum. Nu, cel mai bine. Doar cu scandalul la psihiatrie și rămâne familia liniștită 2-3 zile până își revine el. Și intră normal. Legislația vreoare nu prevede, dacă ești sunt la răspundările, n-ai voie să părăsești locuința. Ba da, rămâne concubina cu copii în locuința care nu contează. Mulțumim, doamna Golea. Comisia numărul 1, comisia numărul 2, comisia numărul 3. Comisia numărul 3, aviz favorabil. Cine este Petru? Mulțumesc și abținere următorul punct. Trecem la punctul numărul 7, proiect de hotărâre prin desemnarea reprezentanților Comunei Parincea în Consiliul Director al ADI, Ungureni Duhoci, județul Bacău. Dăm cuvântul doamnei secretare. Da. De asemenea, fac aceleași precizări. Ați luat la cunoștință din cadrul ședințelor de comisii de ieri. După cum știți, am aderat la această asociație de dezvoltare intercomunitară Ungureni-Duhoci, din câte știm cu toți, în ideea inițierii unor proiecte de aducțiune de gaz. Ei sunt în stadiu acum de reorganizare statut. Tot la fel, pe prevederile codului administrativ, reprezentantul în adunarea generală a asociației este primarul, deci respectiv primarul tuturor comunilor membre. Și această asociație ne-a făcut cunoscut să desemnăm două persoane de specialitate, din aparatul de specialitate al primarului, în Consiliul Director. După cum ați lecturat proiectul de hotărâre. Propunerile sunt pentru mine, secretar al Comunei, și doamna consilier Butnariu, de a face parte din Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ungureni-Buhoci. Deci sunt persoane tehnice care efectiv vor lucra la documentele care sperăm că își vor urma cursul. De momentul ce nu am participat la ședințe, așa probabil domnul primar poate să ne spună dacă ei
au făcut vreun proiect până acum, deci pe Ungureni-Buhoci. Noi am aderat, așa cum știți, nu de mult. Dar o să trebuiască să participăm la lucrările tehnice și de legalitate a aceste asociații. Nu, ei n-au mai făcut niciun proiect. Sunt la început acum, care ei au făcut, s-au asociat Comuna Bucoși cu Comuna Ungureni. Acum am aderat noi, am venit și noi și urmează să vină și filipenii, vin. Deja și-au anunțat că ar să vină în jur de 10 comuni care se aliază la DIU respectiv. Deci este început nu acum și este axat mai mult pe gaze naturale. Da, nu trebuie pentru gaze naturale. Da. Da, ce mai vreau să precizez eu, din câte am înțeles cu discuțiile reprezentanților asociației care s-au prezentat aici la noi, președintele asociației este ales dintre primarii membri și din câte am înțeles e domnul primar de la Ungureni, domnul Bibir este președinte și el va fi și președintele Consiliului Director și ceilalți... Deci el a fost ales înainte de a face parte cu Comuna Parincea în adiu respectiv. Acum că vor urma alte ședințe, alte propuneri, alte alegeri, o să vă aducem la cunoștință. Cheltuieli mică? Așa, din partea noastră, deocamdată, acum știți, este cotizația, nu? Și taxa de aderare, atât am plătit. Și cotizația, din câte știu, e 10.000 și ceva de lei. Nu? Pe an, parcă așa. Pe an, da. 10.000 pe an, da, e cotizația. Și mi-închipui, la momentul când se va iniția un proiect, nu? Proiect de investiție, așa, o să trebuiască să participăm cu costurile aferente localității comunii noastre. Este explicabil, sunt part, nu? Costurile. Dar deocamdată... Nici nu am cunoștință dacă se lucrează la acest proiect de aducțiuni de gaz. Trebuie să lucrează, să facă o studiu de fezabilitate, nu? Ca să ne putem pronunța. Dar mi-închipui cu prima ocazie, când o să ajungem acolo, mai aflăm și alte detalii și să ducem la cunoștință. Da. Discuții la subiectul ăsta mai avem? Atunci, Comisia nr. 1? Comisia nr. 2 a fost Comisia nr. 3? A fost favorabil. Cine este pentru? Mulțumesc. La punctul numărul 8, diverse, cine vrea să scrie? La punctul 8, cine vrea să scrie? Doamna Ileana Duboc, cine mai vrea? Nimeni? Atunci aveți cuvântul, doamna. Ieri când am fost la comisie, domnul consilier Vasilache spunea despre o fântână care se află în stradă la Vladnic. Azi am fost până acolo, să văd că, într-adevăr, nu... Am mai trecut, cred, pe acolo, dar n-am sesizat. I s-a pus tubul acum, de ce? De asta n-ați observat. Că era pus numai niște scânduri. Da. Acum s-a pus tubul acolo. Acum este adevărat că, probabil, în momentul când s-a făcut proiectarea drumului, din câte cred eu, era pe timpul lor, nu știu că, proiectul, nu? S-a făcut. Da, proiectul vecinilor, nu? Nu știu că și proiectul și achiziție. Și achiziție tot. Noi v-au cutat în trebuie să ne plăgim. Nu? Erați primar, domnul Știucă, nu? Da. N-ați făcut așa, nu mai contează. Domnul Știucă era primar atunci de s-a făcut proiectul. După care a venit următorul candidat, domnul primar care este actual acum. Acum, responsabil nu știu cine și cum este acolo, doar că nu... Nu e normal ca fântâna, indiferent că sunt 10, 20, 50 de oameni care să spuneți că au spus, domnule, nu strica fântâna, dar e din stradă, nu e chiar în mijloc, dar e aproape în mijlocul străzii. Adică dacă strada are 4 metri lățime, mai sunt de la fântână încă 3, adică aproape, aproape jumătate. E ciudat, n-am văzut în toată România, dacă vă duceți, mă, să vedeți o fântână. Dar rămânem în răzători, doamnă, doamnă. Dați-mi voi să vă răspund, da? Deci, în momentul când s-a făcut proiectul, fântâna era existentă, da? Da. La momentul față avem în jur de 30 de semnături la unde nu stricăm fântâna. Cine? Nu se vii. Vă arăt celor oameni. La 100 de metri mai sus. Așa. Deci, fântâna nu are nicio treabă cu drumul, da? Asfaltul, deci asfaltul respectă cotele care sunt în proiect. Deci nu s-a îngustat proiectul ca să rămână fântâna. Nu!
Da. Deci asfaltul are aceeași lățime. Și fântâna, eu spun că e păcatul. E mai greu să faci o fântână decât să o strici. Cum să le păcat? Dar nu este mijlocul drumului. Acolo noi avem obligația. Dar nu dăm 700 de milioane. Noi acolo avem obligația ca să o întreșmuim și să asigurăm cu panouri care reflectorizant. Când vine noaptea să fie văzută, asta. De ce s-o stricăm fântâna? Cum arată? Domnul primar, cum arată drumul ăla? Deci este de... Deci o să intrăm în istorie cu comunul cu fântâna în drum. Atunci trebuia să mutăm parapeții în fața fântânii. Nu, deci îi faci în gărduț. Dacă acolo e hatul șosierii, de ce să stea fântâna în drum? Oricum nu mai încăpea mașină după ea. Plus că fântâna nu este o fântână modernă, este o fântână din lemn. Apa e, nu cred că este potabilă. E din piatră, nu este potabilă. Fântâna trebuie curățată. Vecinul din peste drum are fântână în curte. În partea, mai în față, 50 de metri fântână. Deci acolo trebuie adus în negocieri cu cetățenii. Ori le facem altă fântână. Facem unii vorei o altă fântână, dar nu lăsați fântâna acolo. Dacă domnul știu că a făcut o greșeală, că trebuia atunci să vorbească cu cetățenii. Așa era normal. Nu mai e un pic. Ba da, domnul, trebuia să spun semnalul, da? Dar dacă o făcea cătenii care s-au opus. De cum s-o opune? Cătenii nu ai vorbit pe fântână. Deci dacă atunci nu, cetățeanul s-o, s-o opune la fântână și o lăsăm în drum, nu facem șoseaua acolo. Nu, dar trebuia făcut drum în care... Da. Acolo era fântâna existentă înainte, deci proiectul s-a făcut pe lângă fântâna, așa a fost făcut. Deci nu a luat nimeni în cauză. Dar dacă vine autostradă, eu vă întreb, vine autostradă. Lăsați-mă să vină autostradă și să strică fântâna. Dar și acolo e un drum, un public, poți să-l așa. Uitați-vă fântâna, și unde-ți fără fântâna? Și nu ia nimeni apă de acolo. Nu, este o... Deci oamenii care merg, se pot convinge oamenii de aici, de 4 ani, s-au luat. Se pot convinge oamenii să le facem altă fântână. Ar fi să nu intrăm în istorie cu fântâna în drum. De ce să mai duc altul după ei? Fântâna în drum, domnul meu, da, să fie. Până nu mai dacă la fel după fântână. Da, e când o fântână. Dacă mi permiteți. Doamna Miriam, nu mi-a permis. Nu îmi permiteți să concluzionăm un pic ca să nu dezvoltăm prea mult și fără rezultat discuția. Părerea mea... Cât e fântână pe primăria? Este foarte necesară, nimic de spus. Am spus că trebuia căutat alternativă, vorbit cu oamenii și la propunerea lor să făceau o fântână lângă. Este peste... Unde vă iau cetățenii, domnule? Peste... Unde? Acolo peste, unde? În curtea omului. Nu, curte, este... teren viral acolo. Nu e, dar tu nu făceam asfalt. Cum dacă a fost atunci? Acolo au fântână aceea. Fântână aceea e închis sentimental. Vine, eu să renunț la fântână. De acord, care, doamnă, cine are sentimentul? Care? Fântați, care e cine? Am făcut servicii atâția ani în Vladnic. Și eu, fântână aceea, eu știu de când era copii. Făgeam la copii și vreau să iei fântână. Și obțin, doamnă, doamna Cucu, înseamnă că dumneavoastră, pentru un, deci autostrada, dacă era, nu se dărâma, nu s-a dărâmat vulcanizarea la Bacău pentru că e sentimentală. S-a dărâmat pentru sudărâmatul vulcanizare ca să treacă autostrada, doamnă. Deci unde e interes public... Dar Bacău, de ce nu s-a aici, ferice podul, de ce nu s-a dărâmat PECO ca să fie, că și-a făcut un sens generator așa de nebun? Nu știu dacă acum suntem... Dar Sunt trei vecini. Vecinul din peste drum are fântână în curte. Oamenii care au treabă. Toarnă la cimitir, își face un loc acolo. Îi trebuie beton. Nu are de unde să ia apă. Ce îmi primești în curte să-ți dea apă? Ei, uitați, domnule, primă la 25 de metri fântână publică. Uite că nu vor. Adică nu, asta, că nu se pot duce să... Și asta e bun, e funcționabil acolo? Păi o curățăm, o facem, nu? Păi dacă de atât... Și cum se pute? Dacă nu s-a luat apă de acolo pentru că a fost șantier. O abandonă. Nu, mergem o curățim, i-am pus tub, îi punem roată, îi facem gărduț frumos. Nu, îi mutați balosrata după fântână, că așa e corect. Nu. Până aici din deas drumul și aici e altceva. Da, îmi dați voie să concluzionăm un pic. Deci propunerea mea este... Trenul folosit.
Dacă sunteți și atenți un pic, mergem mai departe. Da. Deci, propunerea mea este pentru că pe acest proiect, este un proiect tehnic, noi avem angajat un diriginte de șantier acolo, să-i consultăm un pic, urmează să facă recepția finală, din câte știu, nu este făcut. Noi avem niște probleme acolo financiare, în sensul că sunt lucrări neexecutate, sunt penalizări. Și să vedem pe legislația în construcții dacă acea fântână periclitează carosabilul, pentru că proiectul ăla are carosabil. Dar eu din câte văd aici și mi s-a arătat fotografie, când domnul Vasilache așa, deci ea este lângă carosabil. Și o idee cu balustrada aia, într-adevăr, să nu fie după fântână, dar să vedem soluția specialiștilor. Deci consultăm și dirigintele de șantier este cel care oricând, în decursul derulării proiectului, doamna Butnaru este aici, știe mai multe detalii tehnice decât mine și mă mai poate explica. Deci se știe clar că oricând în decursul proiectului, până se închide recepția finală, poate veni dirigintele de șantier cu decizii de șantier, dispoziții de șantier, cu soluții tehnice și legale. Deci așa, noi ne dăm cu părerea, dar știți cum, trebuie să fim și specialiști în domeniu și din privit așa situația, mi închipui că nu cred că ar fi greșit ca ea să fie în afara carosabil și părții de protecția, dar vedem, discutăm și până se închide recepția finală să rezolvăm această problemă și se poate merge și discuta și cu cetățenii acolo, dar chiar se impune să fie. Dar eu stau și mă gândesc, de exemplu, dacă este puțul acolo și o acoperim, nu cu un capac special, nu se poate trage apă alătura puțului. Dar cine are fântână în puțul ăla? Are fântână în puțul ăla. Deci eu așa zic, să încercăm o soluție. Că, știți cum, așa după cum se vede, suntem mulți dintre noi și șoferi, nu? Așa cum privim, eu n-am fost acolo, dar am văzut acolo fotografii. Când privim acolo și vezi că balustrada este așa, clar că te duci, nu? Noapte, ei, și vedem. Da, poate este o greșeală acolo și se poate îndrepta, dar discutăm cu specialiștii și le cerem punctul de vedere. Și oricum o să fiți informați și invitați o să fiți la recepții, da? Dar și noi am luat act de discuțiile astea de dumneavoastră, o rog pe doamna Butnaru să aibă în vedere și chiar să facă cunoscut în mod scris atât proiectantului cât și dirigintul de șantier și să ne explice tehnic și legal cum stau aspectele acolo. Da, pentru că nu vreau să ne trezim așa cum au auzit adică, să ne trezim pe la adele mici. Da, dar te vede doi de alumitică, dar nu s-a părut, nu... Da, apărăm și cu cumpără, așa. Nu mai punem cumpără, punem roată. Nu, pune roată, e aceeași. Ca să iasă în stradă, doamnă, să vă ia căciula. Mai avem discuții, mai avem cineva să întrebim? Nu. Mulțumim pentru participare și... Aș vrea să vă mai fac eu precizările, așa după cum știți, mare parte din asta suntem în perioada asta pregătitoare pentru alegerile prezidențiale. La nivelul Comunei Parinci au rămas tot cele 6 secții de votare, așa cum știți, la Parincea, Văleni, Vladnic, Nănești, Poieni și Bilești de Jos. Noi suntem în faza acum de verificări, de pregătiri, pentru că o să fie și un pic sezonul rece, să fie toate condițiile. La acest scrutin de alegeri vor participa iarăși operatorii de calculator, deci pentru prevenirea votului multiplu. Birourile secțiilor de votare sunt formate din președinte locțiitor și 9 membri de la formațiunile politice care au candidați sau care sunt și parlamentare. Sunt în atenția noastră. Săptămâna viitoare urmează instruiri. Probabil dintre dumneavoastră sunteți și implicați. Eu vă urez succes. Mulțumim, doamnă. O zi bună.